O mamă cu patru fiice, nu mai mari de 6 ani, se descurcă pe zi ce trece tot mai greu și riscă să ajungă în stradă dacă soțul ei nu va fi eliberat cât de curând din închisoare. Bărbatul a ajuns după gratii pe nedrept, acuză mama în urmă cu 2 luni, iar de atunci viața celor 4 copii s-a schimbat dramatic. Cu lacrimi în ochi, mama recunoaște că au existat zile când nu au avut ce să le pună pe masă celor mici. Asta pentru că soțul era singurul care aducea bani în casă. Celor 4 surioare cu ochii mari și părul cârlionțat, li se citește tristețea pe chip. Delia, Ana, Teodora și Maria au uitat să mai zâmbească de când au fost despărțite de tatăl lor. Fetițele merg zgribulite și se țin strâns de mână, ca să nu se piardă una de cealaltă, așa cum l-au pierdut pe tatăl lor, în urmă cu aproape 2 luni. Bărbatul a ajuns în spatele gratiilor, pe nedrept, acuză mama Mihaela. Nevinovat. Mereu spune, mă omor, gând foarte mult, nu poate să stea fără fete. Cu ochii înecați în lacrimi, tânăra se gândește cu groază la viitor și speră ca bărbatul ei să se întoarcă cât mai repede acasă. Minut de minut mă rog să vin acasă și fetele la fel spune, Doamne, să vin tate acasă. Deodată au oprit și un polițai pe stradă, ci că se dea drumul lui tate. Însă dorința celor 4 fetițe nu a fost îndeplinită și nu se știe câtă vreme va trece până când își vor îmbrățișa din nou părintele. Tatăl celor mici se află în detenție din cauza unui scandal în care a fost implicat, în timp ce era la un festival. Un alt bărbat s-ar fi năpustit din senin, cu pumnii asupra tatălui, iar acesta ar fi fost nevoit să riposteze. În toată treaba asta chiar este nevinovat. Bărbatul care l-ar fi agresat pe tatăl celor 4 copile este liber și ar face viața un calvar mamei Mihaela, deoarece ar fi recurs și la amenințări. Mie mi-este frică să ies pe stradă cu copii, că cine știe ce are în cap să-mi fac, să mă omoare, să mă bat. Ți-e frică să ieși de el pe nodobești. El dacă e băut, dă cu ce apucă și cu ce are. Mama Mihaela încearcă să fie puternică, însă lacrimile-i curg și roaie pe obraj, când își amintește de greutățile pe care le întâmpină de când bărbatul ei a fost închis. Păi, el foarte greu. El era singurul sprijin al familiei, mai că nu am ce să pun pe masă, să spun așa, zi de zi. De multe ori chiar n-am mâncat nimic. Știind că el e acolo, fetele, nu pot. Poate o să vin momentul când nici chiria nu se poate să o plătesc. Ce fac, mă, de afară? Nu o să am nimic, o să ajung, cred, ca străzi. Nici nu pot să dorm de gânduri. Eu nu am mai fost om de când el nu este acasă. Mama Mihaela simte cum inima îi e sfâșiată ori de câte ori vorbește cu tatăl celor mici. El plânge foarte mult. Nu poate să stea fără fete. Câteodată îmi spune că și azi nu mai stea acolo, din partea din ori. Dar oricât de greu i-ar fi, mama Mihaela nu vrea nici în ruptul capului să se despartă de fiicele ei. Nu am fost chinuit, nu vreau să fie la fel. Eu nu am mamă, nu am tată, nu am nimic. Am fost crescută și eu la cămin. Tocmai din acest motiv, mama Mihaela speră ca bărbatul ei să se întoarcă cât mai repede acasă, ca să-și crească copiii împreună. Vreau să fac dreptate și să-mi las soțul în pace. Și totuși, din vina cui a ajuns tata Daniela după gratii? Fratele lui recunoaște. Fratele și soția tânărului închis stau față în față să-ți spună pas cu pas ce s-a întâmplat.